Bună tuturor și bine am găsit la un nou video. Să am pentru voi un video super, super special pentru că este filmat în colaborare cu prietena mea, Makeup Magic 88, aici pe YouTube. Am să vă las linkul în descriere ca să puteți să mergeți să-i dați subscribe. Este o persoană minunată, e foarte, foarte drăguță, foarte frumoasă. Are niște clipuri foarte utile, editează foarte frumos clipurile, mi-ar plăcea și mie să editez așa frumos clipurile cum face ea. Și împreună am decis să facem un make-up swap, asta înseamnă un schimb de produse. Am stabilit de la început o sumă, este primul swap internațional pe care îl fac și sunt super încântată de el pentru că pe lângă produse care nu asta contează, am cunoscut o persoană extraordinară, e foarte inteligentă, foarte muncitoare, foarte harnică, deșteaptă, tot ce vreți voi. Și să încep cu produsele ca să nu vă țin prea mult la povești. Eu deja le-am desfăcut, fiindcă am filmat clipul în engleză. Sper să nu vă supărați pe mine, însă ea fiind din Australia, eu fiind în România, limba română nu este o limbă pe care toată lumea să o înțeleagă sau să deducă din cuvinte ceea ce spun eu, mai ales într-un clip în care nu machiez, chiar dacă machiajul este o limbă universală, să spunem așa. Acum vă arăt niște produse și din respect față de ea am filmat și un clip în engleză pe care l-am publicat înainte ca să poată să înțeleagă ceea ce spun eu și să-i arăt recunoștința față de această colaborare, fiindcă așa mi se pare normal. Dar nu puteam să uit nici de voi, așa că am să filmez și clipul în limba română. Ceea ce am spus, dacă n-ați înțeles în engleză, vă spun și în română. Noi am desfăcut deja coletele pe Skype, am vorbit împreună și așa ne-am deschis coletele. Și coletele au venit foarte, foarte frumos ambalate și de asemenea și cu etichete și cu fundițe pe ele, dar acele le-am dat jos și nu le-am mai lipit încă o dată ca să nu pierd mai mult timp cu editatul acestui clip. Și atunci să începem să vă arăt produsele care le-am primit. Și eu i-am trimis ei niște produse care nu le găsește atât de ușor sau nu și le poate comanda atât de ușor. Iar ea, la fel, a încercat să-mi cumpere niște produse care nu pot eu să le cumpăr atât de ușor de aici sau să le comand din străinătate. Veți vedea despre ce produse vorbesc, fiindcă pe unele chiar nici nu pot să pun mâna aici în România sau să mi le comand din altă parte. Și am să încep cu acest șampon magic de la Dr. Bronner. Așa arată. Este cu levănțică și miroase foarte, foarte bine. Este un șampon organic, foarte versatil. Poate fi folosit pentru față, pentru păr, pentru scalp cu probleme și pentru pensule. Eu mi l-am cumpărat pentru pensule să-l încerc. Sunt foarte curioasă de el. Apoi, am aici un alt pachet foarte frumos ambalat. Fetelor, dacă ați ști, mi-a fost așa de greu să nu mă ating de ele, încă nici nu le-am desfăcut pentru că trebuia să filmez clipurile pentru voi, pe română, pe engleză, și mai trebuie să le fac poze. Eu am așa un fix, trebuie neapărat să pozez produsele pentru blog, pentru review, înainte să le folosesc, pentru că nu-mi place să le pozez după ce le-am folosit și nu arată la fel de plat produsul și atunci, da, am un fix. Dar totodată este pentru voi să fie cât mai profesional făcute și sper că apreciați acest lucru. Acestea sunt paletele care le-am primit de la Wet n Wild. Acestea trei sunt dintr-o colecție nouă. Sunt noi lansate. Și ăsta este un trio. Știți, și la noi se găseau mai de mult produsele Wet n Wild. Momentan nu se mai găsesc, însă puteți să le comandați de pe internet. Îmi plac foarte mult culorile care mi le-a ales. Se potrivesc foarte bine la ochii căprui. Apoi, mi-a cumpărat două lumânări parfumate. Știi că îmi plac foarte mult lumânările parfumate. Și la noi nu se găsesc Bath & Body Works în România. Mi-a cumpărat acesta cu frunze de toamnă și asta noapte de toamnă. Am primit așa o șosetuță din aceasta pentru șemineu, foarte, foarte drăguță, și lângă ea am avut o scrisoare, de fapt era un ghid, cu 5 produse și care să le deschid prima dată. Așa, am colit-o, e foarte, foarte drăguță, mi-a plăcut la nebun. Deci, aici e scrisoarea, așa am să încerc să vă traduc prima dată, bun? Celelalte carduri care erau pe fiecare produs în parte, n-am să vi le mai citesc pentru că ar fi mult prea lung. Și unul este un produs care ei îi place foarte, foarte mult și care o duce cu gândul la caramel și la piersici. A venit ambalat în această hârtie foarte, foarte frumoasă și este un produs de la Sonia Kashuk, un bronzer și un blush. Arată cam așa. V-am zis, au vrut să-mi cumpăr niște produse care la noi nu se găsesc și îmi doream foarte mult niște produse de la Sonia Kashuk, fiindcă le văd la o mulțime de blogerite din afară și da, la noi nu se găsesc.
Apoi, numărul 2, zice, zâmbește, ești pe cameră. Și acesta a venit ambalat foarte, foarte drăguț. Și la numărul 2 se găsește un rimel de la Tarte, care se numește Lights, Camera, Flashes. Și are un ambalaj, wow, deci dacă îl vedeți, super, super frumos. Așa arată rimelul. De-abia aștept să-l folosesc. Acum că a venit un nou an, pot să folosesc produse noi și să schimbăm rimelul. A venit timpul să schimbăm rimelul. La numărul 3, două dintre brandurile mele preferate. Și sunt acestea două. Deja am rupt ambalajul, nu mai știu unde este, mă scuzați, ba, aici. Așa a venit ambalat numărul 3. Este un mini primer de la Hourglass. În nuanța Veil, îmi place foarte, foarte mult. Chiar recent, înainte de Crăciun, m-am cadorisit cu o pudră Hourglass și îmi place la nebunie. Vreau să vă zic că cei care folosesc produsele Hourglass chiar n-au exagerat deloc cu ele, pentru că sunt minunate. Iar celălalt produs este un creion de la Marc Jacobs, primul meu produs Marc Jacobs. Să vi-l și deschid, fiindcă e super drăguț. Este în formă așa de creion și aici în față, vârful este chiar culoarea produsului în sine și are așa o textură de gel. Apoi, numărul 4, niște produse din Coreea. Ia. Așa vine ambalat și sunt aici 5 produse. Am 3 măști, 2 pentru buze. Astea sunt foarte curioasă să le testez. 2 măști pentru buze și o mască de hârtie cu acid hialuronic. Am auzit doar lucruri bune despre produsele coreene și despre măștile lor. Apoi am mai primit 2 creioane, tot așa rezistente la apă și cremoase. Sunt în 2 nuanțe, o nuanță de bronz și o nuanță lila. Și ultimul număr din șosețică, ceva pentru buzunarul de la spate. La numărul 5. Vine așa ambalat. Și este un set de la Napoleon Perdis. Este un brand profesional de machiaj. Și este o trusă foarte utilă, numai bun de luat la voiaj. Arată cam așa. Sunt niște culori foarte, foarte bune. Acest brand se poate asemăna sau compara cu Criolan. Cu siguranță s-a auzit de Criolan. Culorile sunt foarte, foarte frumoase, le-a ales cu grijă, iar sub paleta de farduri se află aici o oglindă și un blush, un bronzer, niște pensule și 3 rujuri. Nuanțele sunt absolut super, mi plac la nebunie și se potrivesc cu nuanța mea de ochi. Am aici un cadou care mi-e foarte, foarte drag. Vine așa ambalat în hârtia asta super cute, super drăguță. Și este un lanț cu un medalion foarte, foarte frumos, făcut manual. Iar cartea de început arată cam așa. Uitați ce drăguț! Imagine 3D mi-aduce aminte de cărțile cu povești ale mamei, fiindcă ea mi-a dăruit când eram mică cărți care aveau astfel de desene în 3D. Mi-a plăcut la nebunie. Iar lanțicul are pe el 2 bufnițe care îmi plac foarte mult. Așa arată. Nu-i așa că sunt drăguțe? Sunt foarte, foarte drăguțe. Chiar le-am și purtat deja de câteva ori. Apoi am această mică poșetică. Chiar am zis în celălalt clip că am să o folosesc chiar dacă nu este Crăciun. În acest plic micuț am găsit brățara care are o inimioară. Aici am și pus-o. Îmi place foarte, foarte mult. Și apoi am aici un săculeț în care se află niște cercei tot așa făcuți manual. Amândurora ne plac pisicile, fiindcă amândouă avem 2. Și sunt niște cercei cu cap de pisicuță, făcuți manual, foarte, foarte drăguți. Am să-i port. Aici un alt ambalaj foarte, foarte frumos. Și aici avem 2 gene, 2 perechi de gene de la House of Lashes. Încă n-am avut nimic de la House of Lashes, fiindcă tot am menționat că ne plac amândurilor la pisicile. În acest ambalaj super drăguț se află o
paletă de machiaj de la Too Faced. Știe că îmi place foarte mult această marcă de machiaj și ei place mult Too Faced. Și am primit această paletă Cat Eyes, ochi de pisică, și are acest ambalaj de animal print foarte frumos. Cutia de la paletă este metalică. Fardurile sunt foarte versatile, fiindcă pot fi folosite și ca și eyelinere, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, că tot vorbeam de pisici. Știu că și între voi sunt foarte multe fete cărora le plac pisicile și care aveți și voi acasă pisici, așa că sunt sigură că mă înțelegeți și știți că nu exagerez. Vreau să vă zic că am folosit până acum doar o dată sau de două ori în viață un ondulator de gene și acum va trebui să mă obișnuiesc să folosesc mai des, fiindcă am primit acest ondulator șupet Karl Lagerfeld pentru Shuemura. Când l-am văzut am fost super încântată de el, de el și de brelocul cu care a venit, fiindcă acesta a fost atârnat de acest ondulator de la Shuemura pentru gene și are pisica lui Karl Lagerfeld, pe care o cheamă Șupet și e tot așa albă, ca și cocoa mea, pe care o știți deja. Aici, într-un ambalaj din acesta roșu, avem trei rujuri. Să începem cu rujul de la Wet n Wild. Știe că nu găsim aici la noi Wet n Wild. E un nude rozaliu super drăguț, care mie îmi place foarte mult și e foarte versatil, fiindcă se potrivește atât la machiajele de zi, cât și la machiajele de seară. Și apoi un ruj de la Gorgeous Cosmetics. Este un brand profesional, high-end, din America/Australia. Se vând, cred că, doar acolo. Și uitați ce ambalaj frumos are. Metalic, foarte lux. Și o nuanță de roz foarte frumoasă. Și asta se vede un pic prea tare pe cameră, însă este mult mai nude decât în video. Nu știu de ce se vede așa ciudat, oricum îmi place la nebunie. Și apoi un produs de la Besame Cosmetics. Se numește American Beauty rujul. Are un ambalaj foarte clasic, foarte vintage. La fel și ambalajul rujului, fiindcă asta se vrea a fi un brand care are ambalajele la machiaje super clasice și vintage. Așa arată. Și este un roșu clasic, superb. Uitați și la forma batonului. Nu știu, mi se pare un roșu Marilyn Monroe foarte frumos. Și ea a descoperit acest brand la iMats în Sydney. Și i-am urmărit și posturile pe blog, fiindcă ea are și un blog de beauty, este și beauty blogger, așa că am să vă las linkul în descriere și la blogul ei, ca să puteți să îi vedeți și blogul. Îmi place foarte mult și cum scrie și face niște poze extraordinar de frumoase. Apoi, încă două rujuri foarte, foarte tari, foarte frumoase. Unul de la Cici se cheamă Sex Bomb. Arată cam așa. Și este la fel, un nude rozaliu. Mă bucur că am ales culorile astea pentru mine, fiindcă pot să le port zilnic și la orice machiaj. Așa arată. Cu siguranță ați auzit de acest brand. Ăsta este australian, Cici. Deci, livrează peste tot în lume. Dacă nu mă așa, nu vreau să vă mint, dar așa știu. Și primul meu ruj, NARS, este din colecția cea nouă. Se cheamă Audacious Lipstick, în nuanța Charlotte. Ambalajul este așa, cu magnet, la fel ca și noile farduri pe care mi le-am cumpărat acum. M-ați și întrebat de ele pe Instagram, cele Duo Intensity, și este în culoarea anului, Marsala. E superbă. Apoi, o paletă de machiaj. Este de la Beach Cosmetics, se numește It's Judy Time. Cu siguranță o știți pe Judy de pe YouTube sau de pe Instagram. Eu urmăresc pe YouTube de foarte mult timp. Îmi plac foarte mult clipurile ei, sfaturile ei de machiaj, de îngrijire. E super tare, trebuie să o urmăriți și voi. Paleta a fost în ediție limitată, din păcate nu se mai găsește, însă sunt acum alte palete, tot așa, ale unor vloggeri foarte cunoscuți la BH Cosmetics. Îmi place foarte, foarte mult. Și uitați ce ambalaj frumos! Și înăuntru. Și este un alt produs high-end de la Gorgeous Cosmetics. Se pare că seamănă așa puțin cu nou ambalaj de la Gucci. Deci, produsul ăsta este atât de minunat, încât nu am cuvinte să vi-l descriu.
Seamănă la ambalaj cu textura produselor NARS și înăuntru seamănă cu produsele Dior. Este un highlighter superb și un bronzer într-un alt ambalaj foarte, foarte drăguț. Am aici trei produse la fel, care nu se găsesc la noi, dar pe care toată lumea le laudă pe internet. E atât de frustrant să vezi pe toate fetele din alte țări cum îți laudă produsele Wet n Wild și Milani și tu să nu poți să ți le cumperi, chiar dacă sunt foarte ieftine. Mi se pare super la sol. De la Milani, fardurile Bella cu textură aproape de gel, pudră. Apoi ce am aici? Tot așa într-un ambalaj super roșu. Am două palete de la Models Prefer. La fel, nici acest brand nu se găsește la noi, însă am primit o paletă nude și una metalică pentru Smoky Eyes. Așa arată. Apoi, în acest ambalaj super, super frumos, am primit un produs pe care de asemenea mi l-am dorit foarte, foarte tare. Este un duo de la NARS. Deci sunt atât de fericită și de încântată de absolut toate produsele. Mă bucur că îi plac și ei ceea ce am cumpărat eu. Să vă arăt acum produsul acesta de la NARS. Este un duo cu faimosul Blush Orgasm și bronzerul Laguna. În acest ambalaj super drăguț, un alt produs și se deschide așa ca un plic. Se face evantai, ca un portofel așa. Și aici înăuntru este paleta metalică de la Kat Von D. Are un ambalaj foarte, foarte frumos. Este nuanța Saint. Și știți ce mi se pare fascinant la această paletă? Faptul că scrie pe limba română pe ea. Însă, în Sephora din România nu se găsesc. Deci sau plănuiesc să le aducă, sau se găsesc în București și nu știu eu. Se deschide așa, printr-un clip, singură. Și are și un creion de ochi. Este o paletă așa de frumoasă, angelică, cum am zis eu. Și, bineînțeles, scrie pe ea paletă foarte ploape și creion de ochi. De două ori. Aici am un produs care avea o fundiță pe care am dat-o jos și pe care nu o mai pun acum înapoi. Dacă vreți să vedeți cum arată cu fundiță, vă las link-ul în descriere ca să vedeți clipuri pe limba engleză, fiindcă pe acela l-am filmat prima dată. Este un set de pensule de la IT Cosmetics. Este de asemenea un brand american foarte cunoscut, foarte lăudat, foarte fain. Aici am trei pensule. Una de blending, una de sprâncene și una de pudră fond de ten. Au mânere metalice foarte, foarte frumoase. Îmi plac la nebunie și aici încă trei pot fi folosite pentru cremă, pentru pudră, fard. Știe cât de mult îmi plac mie pensule și sunt obsedată de pensule. Un alt produs, un set care nu găsesc acest brand la noi, este Stila. Și mi-a cumpărat trei luciuri de buze în nuanțe asemănătoare, însă sunt foarte bune pentru zi de zi sau inclusiv pentru seară. Vă arăt acest ambalaj super drăguț în care se află acest clutch de la Tarte. Cu siguranță cunoașteți firma de pe YouTube, de pe Instagram. Ați văzut probabil pe multe alte bloguri. Și este un clutch cu 5 blush-uri. Asta e nuanța Pinup Girl. Aici mai avea două agrafe, două clamense, le-am purtat și le-am lăsat în geantă. Și se deschide așa, are o oglindă imensă aici. Iar pudrele cu... Ei au un ingredient special, folosesc argilă amazoniană, pe care au adăugat-o aici în blush-urile lor. Aici se vede culoarea adevărată a blush-urilor. Îmi plac foarte, foarte mult. Sunt foarte mari, m-am așteptat să fie mai mici. Însă ele sunt... au un gramaj foarte mare. Să vă arăt un alt produs super, super frumos. Această paletă de la IT Cosmetics este un produs ediție limitată, o paletă specială de Crăciun. Se numește Naturally Pretty. Dacă urmăriți pe Tiffany D pe YouTube, cu siguranță ați văzut-o la ea. Este o paletă cu nuanțe totalmente mate și așa arată. Toate nuanțele sunt mate, însă aici este o nuanță zi de fată perlată care se numește Transform Pearl, pe care o puteți așeza peste orice nuanță de fard de aici din paletă și se transformă în
într-o nuanță perlată. De-abia acum vin produsele și mai și mai frumoase. Această hârtie foarte drăguță vine paleta de la The Balm. Balm Jovi se cheamă Living on a Stair Rockstar Face Palette, care arată cam așa. Și aceasta e de carton. Chiar i-am spus că am observat că anul acesta majoritatea firmelor mari, companiilor, au ales să-și facă paletele din carton. Într-un fel e ok, pentru că protejează fardurile dacă vor cădea pe jos. Și aici, acestea două sunt luciuri de buze. Mi-au plăcut că au delimitat aceste două părți, astfel încât să nu se amestece praful din farduri în luciuri, fiindcă e super enervant. Și aici sunt nuanțele. Rândul acesta este tot mat, iar restul sunt metalice și silefate. Iar apoi a venit ceva ambalat în hârtie asta foarte frumoasă. O paletă care mi-am dorit-o din toată inima. M-a surprins cu ea, vă zic sincer. Și este vorba de paleta de la Lorac Pro. Este prima lor paletă. Vine și cu un primer aici. Behind the Scenes Eye Primer. Și e foarte, foarte drăguță. Poate vă așteptați să fie mai mare, însă nu este mai mare. Tot așa vine într-un ambalaj de carton. Are o oglindă destul de mare. Și acestea sunt culorile. Sunt superbe. Încă nu știu să vă spun cât de tare m-am obținut să nu mă joc cu ea. Deci, foarte tare m-am obținut să nu mă joc cu ea. Trebuie să o păstrez ca să pot să fac poze foarte frumoase pentru voi. Am să încep cu aceste două palete, care vin tot așa într-o hârtiuță foarte drăguță. Și sunt două palete de la Cici. Cici este un brand, cum v-am spus și la Rouge, un brand australian. Și am paleta aceasta Classics, care majoritatea sunt mate. Și aceasta colorată, care este Metallics. Apoi am primit o altă cutie de la Tarte. Uitați ce ambalaj frumos! Vine în acest clutch. Este o ediție limitată specială de Crăciun. Și este așa un neseser pe care să-l pot folosi când merg în voiaj sau doar în geantă. Un set de pensule, ediție limitată. De fapt, ele sunt disponibile singure de cumpărat. Mânerele sunt toate de bambus, dar în rest sunt foarte, foarte fine și moi și superbe. Am primit și o mini paletă, tot de la Tarte, cu 3 nuanțe. Ups, așa arată. E foarte, foarte drăguță, însă nici cu aceasta n-am apucat încă să mă joc. Așa că vă rog frumos să aveți răbdare până vor urma review-uri, swatch-uri și așa mai departe, pentru că durează, durează. Apoi, aici, un alt produs super frumos, ambalat și mare, sunt aceste pensule de la Sonia Keshek. Mi-am dorit foarte, foarte mult, i-am spus, fiindcă m-a întrebat cam ce mi-aș dori. Nu am avut, sincer, preferințe, nu i-am spus, cumpăr mai aia sau cumpăr mai aia. I-am zis, ok, îmi plac foarte mult produsele care folosești tu, am încredere ce îmi vei cumpăra, așa că nu fac nicio problemă că îmi vei cumpăra prostii în schimb la ce te-am cumpărat eu. Așa că am avut încredere, m-am lăsat pe mâna ei. Mi-am cumpărat astea. Sunt foarte curioasă de ele. Trebuie să le încerc, să le spăl înainte, încă nu le-am folosit. Și un alt produs care a venit ambalat în hârtia asta superbă și i-am mulțumit special pentru acest produs, pentru că a stat trează toată noaptea din cauza fusului orar. V-am zis, ea stă în Australia și diferă orele. Iar când s-a lansat această paletă, a fost o nebunie. Toată lumea a stat pe internet și a așteptat să apară pe Amazon sau la ei pe site. Și i-am mulțumit personal. Când am deschis pe Skype, am rămas așa, wow! Nu mi-a venit să cred că mi-a cumpărat asta. Și este vorba despre paleta de la Lorac Mega Pro Palette. A fost o ediție limitată, trebuia să fie ediție limitată de Crăciun, s-a terminat în prima săptămână din noiembrie, așa că nimeni nu a mai apucat să pună mâna pe ea. Însă ea a apucat să pună mâna pe ea și mi-a cumpărat-o. Este dublu față de Lorac 1, pe care vi l-am arătat mai devreme. Are 32 de nuanțe, 16 mate, 16 silefate, puțin și metalice une dintre ele și arată cam așa. Și aceasta am crezut că ar fi mai mare, însă este cât capul meu. Sunt superbe, de-abia aștept să mă joc cu ea. E
ca un vis devenit realitate. Iar acum, ultima surpriză care a rămas, wow, a fost oricum la fundul cutiei, de aceea vă arăt și vouă ultima, arată cam așa. Da, este o paletă, se numește The Life Palette, este din linia lui Michel Phan, cu siguranță o știți, fiindcă este super cunoscută, este un blogger arhi cunoscut la ora actuală și dacă o urmăriți, știți că și-a lansat o linie de machiaj și ea mi-a cumpărat, ei plac foarte mult aceste produse și a spus că vrea să le încerc și eu ca să văd cât de bune sunt și cutia se deschide așa. Bine, asta așa doar vizual. Are aici două puncte velcro și arată cam așa paleta. E foarte grea, deci super, super grea. Vine așa și pe un stativ, care e foarte util, mai ales dacă vrei să machiezi pe altcineva. Știi că nu alunecă. Aici sunt niște idei de cum să folosești culorile. Sunt vreo 3 sau 4 palete din acestea Life și aceasta se numește The Love Palette. Arată cam așa. Asta e un iluminator, o pudră de contur, două blushuri, are 8 rujuri, iar restul sunt farduri de ochi. Ce am mai primit ca să nu rup spatele cu acea paletă? A venit așa frumos ambalată o paletă mică de la M Cosmetics cu oglindă, bineînțeles, și cu magneți ca să pot să-mi pun și să-mi scot din paleta aceea mare culorile și fardurile și pudra care o vreau ca să pot să o țin în geantă. E super ușoară asta. Foarte, foarte ușoară. Acesta a fost clipul, dragii mele. Vreau să vă spun că apreciez și sunt recunoscătoare pentru absolut toate produsele care le-am primit. Însă, cel mai mult apreciez prietenia noastră, care oricum valorează mult, mult, mult mai mult decât toate produsele care vi le-am prezentat astăzi în clip și este o persoană absolut minunată. Toate clipurile sunt inspiraționale, deci când mă uit îmi doresc să pot și eu să editez așa de frumos și colecția ei de machiaj este una impresionantă și știe o mulțime de lucruri și informații utile pentru toate iubitoarele de beauty, așa că cu siguranță vă recomand să vă subscrieți la ea pe canal, să o urmăriți pe Instagram, dați-mi un like dacă v-a plăcut acest clip și până data viitoare fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!